Toți preșcolarii și elevii claselor 04 din municipiu vor primi și în acest an vizita lui Moș Crăciun, care va aduce celor mici cadouri dulci din partea primăriei Mediaș. Deoarece condițiile restrictive nu mai permit prezența micuților colindători la sediul municipalității, unde aceștia erau așteptați în fiecare an de către Moș Crăciun, cele 4.000 de cadouri pregătite atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice vor fi oferite direct la sediile unităților de învățământ. Acțiunea se va desfășura în perioada 13-22 decembrie 2021 la fiecare grădiniță și școală gimnazială din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișul Nou. Copiii din școala gimnazială Ighișul Nou, structura Liceului Tehnologic Automecanic a Mediaș, au așteptat cu nerăbdare pe Moș Crăciun, care a venit și a avut și ajutoare și profit de ocazie să mulțumesc primăriei municipiului Mediaș și domnului primar Gheorghe Roman pentru ajutorul pe care l-a dat moșului anul acesta. Mai mult decât atât, elevii s-au pregătit, au comandat, au spus poezii și s-au simțit foarte bine alături de moș. De asemenea, doresc să îi menționez pe colegii mei, profesori, ca și restul personalului școlii, care s-au îngrijit ca această zi să fie o zi plină de bucurie pentru copii. Sper superbă de sărbători, Dumnezeu ne ajută să fim și într-o zonă pandemică de data asta mult scăzută. Ca atare putem să întâmpinăm pe moș cu multă bucurie și cu căldură. O inițiativă minunată a primăriei Mediaș, pentru că și acești copii trebuie să simtă că vin sărbătorile. Ca atare felicitări și să dea Dumnezeu să fie cât mai bucuroase și cât mai călduroase sărbătorile astea pentru toți. Era nevoie cumva să revenim la această normalitate, mă gândesc. Absolut, absolut. Chiar sunt foarte mulți copii și de la foarte multe consilii ale elevilor care ne-au întrebat dacă pot să organizeze aceste activități sau, pentru că se apropie februarie și februarie este luna carnavalurilor, dacă ar putea atunci măcar să organizeze sărbări și festivități de tipul acesta. Au nevoie să se simtă bine, să fie împreună, să efectiv să se apropie unul de altul, pentru că perioada asta i-a învățat doar atât, să ia distanța de 1,52 metri.